transportul sau împreună cu părinții ori familia. Genul programului. Pamflet. Dragi prieteni, în viața noastră este o poezie întotdeauna contrafăcută. Aș propune totuși în această seară să, fără să vă spun de la început cine este autorul acestor versuri în proză, pe care o să le citesc și chiar sigur că ne vor înveseli, ne vor prinde bine, ca atunci când te doare stomacul și mănânci o supă de chimen sau bei un ceai de nu știu ce coadă. Nu le-am știut niciodată pe astea, dar o coadă de morsă, o coadă de antilopă. Păcat că nu-l avem pe Jean-Pierre Coff aici, că ne-ar fi spus el foarte clar cum este cu ceaiul din cap de focă. Trebuie să te duci la focherul tău, adică dacă ăla care prinde peștele e pescar, atunci ăla care prinde foca, cum se numește? Habar n-am. Fochist nu-i putem spune în limba română pentru că ăla e altceva. În fine, la prinzătorul de foci. Și te duci la ăla și îți explică el exact de unde s-o iei, cum s-o tai, cum s-o despici, cum s-o pui în congelator, foca, în general, cum s-o utilizezi ca să-ți fie de mare ajutor. E cam așa este pentru noi scrisorica asta pe care o citim odată la câteva săptămâni ca să vă dau un prim indiciu și din care după aia ne tragem seva. Ați văzut? Nu știu dacă ați sesizat, dacă nu, o să deconspir eu acest moment. Întotdeauna, bă, dar absolut întotdeauna, când la începutul emisiunii, sau uneori chiar cu 2-3 minute înainte să apar pe ecran, citesc dintr-un om înțelept 2-3 cuvinte, am o fluență mult mai bună și devin mai inteligent în emisiune. O să vedeți că acest lucru mi se va întâmpla și astăzi după ce voi citi acest fragment excepțional. Am lipsit de câteva zile de pe blog. Nu e Adrian Năstase, de că nu facem mișto acum. Nu. Să nu poate să credeți că citim din Adrian Năstase după o asemenea introducere. Am lipsit de câteva zile de pe blog și asta pentru că am colindat țara în lung și în lat. Nici nu mai știu să număr a câta campanie electorală este pentru mine cea de acum. În orice caz n-am scăpat din 1990 și până acum niciuna. Nu e Ion Iliescu, bineînțeles. Suntem oameni serioși, da? Îmi amintesc de primele campanii când lumea striga după noi, atunci când nu ne lua de-a dreptul cu RTV-ul la goană. Când spuneai că ești cu liberalii și cu țărăniștii, parcă pomeneai de ucigă-l toaca. Vremurile s-au schimbat. RTV-ele s-au împuținat, dar s-au înmulțit sudalmele. Campaniile electorale sunt mult mai costisitoare, mai exact amenințător de costisitoare. Mijloacele de comunicare s-au diversificat și, culmea, interesul alegătorilor a evoluat invers proporțional. Adică, pe măsură ce instrumentele electorale sporesc, interesul alegătorilor scade. Dar nu înțeleg de ce e culmea asta. Firesc să fie așa. Am fost zilele trecute și acum o să vedem exact cum a tăiat țara ăsta în lung și în lat. Deci am fost zilele trecute în Mehedinți, Dolj, Galați, Iași. Mâine, adică astăzi, plec în Hunedoara și Cluj. Cam asta este țara. În unele locuri pare bine pentru PNL. Adică sunt săli pline cu sute de oameni, chiar și la sate. Mișuna activiști neobosiți care bat din poartă în poartă, la sedii e forfotă. În alte locuri mai multă liniște, semne exclamării. Liderii liberali privesc într-o parte și într-alta înainte de a face câte un pas. De teamă să nu supere pe nimeni. Exaltații care cred că vom depăși 20% din voturi la alegerile europene coexistă cu înfrângătorii. Adică cei care abia așteaptă ca PNL să aibă un scor mai mic ca să înceapă cârcotelile. Nu vreau să mă lansez în pronosticuri. Există multe filiale liberale care trudesc și care merită un scor bun. Pe unde merg și pe cât pot, încurajez oamenii. La urma urmei, odată cu un PSD înstăpânit din nou pe cerul patriei și cu un PDL care cu cele trei noi capete ale sale riscă să se refacă, precum balaurul din poveste, PNL rămâne totuși o șansă pentru români.
E ca o poveste, fraților, aș spune ca o scrisoare deschisă într-un cotidian regional de medie răspândire. Cam asta este. N-ai zice, nu-i așa, că n-ai zice că omul ăsta are talent la scris. El are, dar poate că pentru unii nu răzbate talentul ăsta și poate că nici n-am fost suficient de expresiv, că nu sunt totuși Fabrice Luchini când citește din Selin, să-l traduc pe Varujan Vosganian exact așa cum merită. Am fost însă totuși obnubliat de vreo două, trei paragrafe ale acestui distins cetățean. Asta cu 1990 dovadă că omul mai are ținere de minte în timp, dar nu-și amintește ce se întâmplă sub ochii lui, pentru că, sigur, înțeleg lucrul ăsta. Când ești om politic, trebuie să folosești clișeele oficiale. Este firesc. Și Mircea Geoană, o să vă citesc imediat, este politicos atunci când se adresează națiunii și de o impertinență și de o mârlănie sfidătoare, zguduitoare atunci când vorbește în bătătura lui. Că toată lumea ar crede, văzându-l de la distanță, că e un om educat. Când, de fapt, nu e deloc așa. Așa se întâmplă și la Vosganian, pe care chiar îmi spunea mai devreme cineva pe coridor, dar o să-i dau numele, că săraca e implicată în campania asta electorală și poate că cine știe ce angajamente mai are. Iară cu Vosganian, a uitat lumea de el, nu mai știe lumea cine e. Nu, noi n-am uitat, pentru că fiind un scriitor, Varujan Vosganian ne preocupă, în sensul în care ne dăm și noi seama că așa ar fi putut să ajungă oricare dintre noi. Deci, Varujan Vosganian este candidat la Premiul Nobel pentru Literatură din partea României. Adică și-a luat atestatele interne, a demonstrat că are diplomă, că are certificat, că știe să scrie. I-o fi dat și o dictare, domnul Manolescu, la un moment dat, și-o fi trecut-o și pe aia, Varujan. Că mă gândesc că totuși un analfabet n-ar putea să ajungă Premiul Nobel pentru Literatură. Măcar aici să admitem, da? Dragi făcători de gazete, măcar aici lăsați-ne și pe noi să avem această șansă, să putem să pretindem măcar că atunci când candidezi la Premiul Nobel pentru Literatură nu poți să fii chiar analfabet. Că în rest, sigur, se poartă și am înțeles că nu este un defect să nu știi să scrii în propria ta limbă, fie că ești politician, fie că ești gazetar, fie că ești om de afaceri, da? N-are prea mare importanță, pentru că ni se spune realitatea este în altă parte sau adevărul este altundeva. Totuși, când iei Premiul Nobel pentru Literatură, nu poți să fii ultimul analfabet. Deci e clar că domnul Vosganian a trecut aceste teste și tocmai asta mă frământă. Faptul că, uite, dacă poate un pic începea mai devreme să fie ajuns, cine știe, într-o asemenea postură. Că altfel, punct de vedere politic, încă o dată spun, omul trebuie să-și facă datoria. Nu-l vom mai auzi atât de melancolic după ce PNL-ul nu va obține cele 20% la europarlamentare. De altfel, alegeri care nu au atât de mare importanță precum încearcă unii să bată monedă. Pentru că noi votăm acolo niște oameni pe care după aia nu-i mai întâlnim, să știți. Nu-i mai întâlnim. Că, încă o dată, vă pun o întrebare logică, cinstită și francă. Câți dintre noi mergem în fiecare zi la aeroportul Otopeni? Puțini. Practic nimeni nu se deplasează zilnic acolo. Ar fi singura posibilitate de a mai vedea pe acești oameni. Ei se duc către un job bine plătit, către o slujbuliță comodă și cochetă, fără să intereseze ce se va întâmpla în țară. Deci sunt niște lucruri... E ca și cum am vota niște căpșunari. E ca și cum i-am trimite pe băcăoani sau pe nemțeni să culeagă căpșuni în Italia sau la tropice, unde vor ei. Acum să fac căpșunile absolut oriunde pe planetă. Nu mai ai nicio problemă. Și în insulele Capului Verde sunt căpșuni. Deci poți să le culegi de oriunde. Deci, da, asta este discuția cu europarlamentarele. Nu e o miză atât de mare încât să ne preocupe chiar la modul ăsta. Numai că apropierea, iluzia că alegerile din noiembrie sunt mai aproape decât ar trebui și plictiseala oamenilor politici și a celor care reprezintă mass media politică, tocmai pentru că cu ce să-ți umpli timpul până atunci? Asta i-au dat greutate acestei date de 25 mai. În realitate nu înseamnă nimic. Noi de-abia acum am descoperit de puțin timp
faptul că Corneliu Vadim Tudor n-a avusese nicio luare de poziție într-un întreg mandat de europarlamentar. Păi, nici măcar nu s-a mediatizat chestiunea asta. Oamenii ăștia și Corneliu Vadim Tudor erau un nume acolo. Că unul dintre cei pe care îi citai foarte ușor. Ceilalți sunt necunoscuți totalmente. Niște oameni, ce știi tu că și-a pus PMP-ul sau PDL-ul 1 al 4-lea sau al 5-lea pe listă, nu știu ce, colegiu. Habar n-ai cine e ăla, evident. Dacă ăla va ajunge vreodată acolo, nu înseamnă că are vreun merit. Absolut nu are niciun merit. Faptul că a reușit să intre pe sub piele unui partid și ăla să-l pună între candidați, ce variante avea partidul ăla? Foarte puține, evident. Iar oamenii îl cunosc cu atât mai puțin. Cei care se uită la televizor, cei care nu se uită. Cunosc foarte puțin pe omul respectiv. De ce spun așa? Cei care se uită la televizor îi aud promisiunile și eventual minciunile acelui candidat și cei care nu se uită la televizor n-aud nimic. Este exact așa. Care este altă modalitate de a cunoaște un astfel de om? Sunt puține celelalte modalități. Să-l mai vezi rânjind pe vreun afiș, ai descoperi în cutia poștală vreo carte de pe la el, o ilustrată de pe undeva, o insignă, vreun pix, o agendă. Asta e ce știm noi despre oamenii politici. La ce să se bată atâta monedă pe această campanie europarlamentară? Cu ce ne conving pe noi oamenii ăștia? Văd afișe pe stradă cu unul Teodor Stolojan. Teodor Stolojan a expirat în politică atunci când a început să plângă. Era, să zici, că era capra care își pierduse iezii. Plângea și Băsescu, plângea și Stolojan lângă el. A zis că e grav bolnav, să duce să se opereze în Statele Unite. Oamenii de credință au crezut atunci că Stolojan va muri. Va dispărea, ne făceam în minte tot felul de scenarii dintre astea. Uite bă, săracul, va muri pe masa de operații în Statele Unite. Și de unde întrebarea? De ce ne-o fi spus doar acum? De ce o fi așteptat momentul ăsta ca să se ducă să se opereze? Nu mai exista în momentul în care imaginea a dispărut și ne-am dus la culcare. Am imaginat că Stolojan e mort, practic. E bine, la 10 ani de la acel moment, Teodor Stolojan rânjește pe niște afișe sau niște clipuri electorale în care ne spune că Europa nu știu cum și că banii europeni nu sunt niște povești. Ce să ne mai spună Teodor Stolojan la 10 ani de la momentul ăla? Când el a dispărut în politică, nu s-a mai vorbit despre el, intrase într-un cont de umbră, poate unii chiar au crezut că a murit. Din când în când își mai scotea capul. Pe vremea aia ni se spunea, tocmai pentru că Teodor Stolojan nu avea nici carismă și nu era foarte cunoscut, că este un tehnocrat. Bun, acum tot tehnocrat este la 10 ani de politică. La 10 ani distanță, la acel moment, Teodor Stolojan a rămas același tehnocrat palid și lipsit de carismă. În cel mai bun caz, da. În cel mai rău caz, este mort. Deci ce să însemne politica? O văd pe Monica Macovei, care înrânjește fals, sigur, dintre borcanele cu zacuscă, spunându-mi că ea nu vrea sărăcie. Păi, dar în ce țară ai trăit, doamnă? Unde ai stat în ăștia 25 de ani să vii să înrânjești așa ca pe stradă când m-aș întâlni cu o fostă colegă de bancă din clasa 4-a și care, ce să facă, mi-ar rânji, dacă m-ar recunoaște, sigur, să presupunem. Este un rânjet atât de senil și atât de arogant pe undeva, adică atât de gol de conținut. Păi ok, nu vrei sărăcie, dar țara asta trăiește într-o sărăcie lucie. Să spui așa ceva într-un simplu cuvânt, da? Gol absolut de orice sens în spatele lui, o mai urma încă 25 de ani de sărăcie. O știe și Monica Macovei, o știm și noi. Deci să fie atât de fadă și de insipidă într-un text atât de scurt, la 25 de ani de sărăcie cruntă în această țară, înseamnă două lucruri. Ori că mata ne crezi proști pe noi, ori că nu ești sănătoasă la cap. Cum poți să spui așa ceva? Și exemplele pot să continue. Am dat doar pe ăștia doi ca să nu creadă lumea că le căutăm nod în papură idioților de la PSD. Nu, tată. Sau de la alte partide. Ăștia, teoretic, ne sunt nouă mai apropiați. Teodor Stolojan sau Monica Macovei? Nouă. Da, ca deontologie politică, să spunem. Noi suntem un post cu înclinații spre dreapta. Și acum e normal să existe peste tot. Toate ziarele din lume, toată
media din lume are inclinație către ceva. Da, și eu sunt un om de inclinație spre dreapta, n-am votat niciodată la stânga niciunde. Da, pun ca idee, deci ăștia doi teoretic ar face parte. Ce ne aduc ei nou? Că nu înțeleg. Ce fac ei în această campanie electorală în afară de eterna minciună, eterna vorbă goală, a trece timpul și a păcăli cetățenii iarăși cu nimicuri? Absolut nimic în afară de ceea ce știam până acum. Spre asta vorbim noi că se reînnoiește clasa politică. Nu mai vorbesc de PMP pentru că înrăcesc gura de pomană și i-am făcut deja praf de câteva ori pe aici. Mi se pare stupefiant. Absolut stupefiant. Adică dacă și-ar fi spus partidul noua grădiniță, mi s-ar fi părut mai corect. Adică mie mi se pare sub orice. Deci acum sincer, dacă aș avea de votat mâine între Partidul România Mare și PMP, aș vota cu PRM-ul. Da? Adică ceea ce face PMP-ul în momentul de față mi se pare năucitor. Deci este cel mai puțin și mai simplist mesaj cu putință. Este ca și cum după un război între englezi și francezi de 100 de ani, ar veni elvețienii lângă ele și ar spune vă opriți 2 minute din bătălia asta cruntă? Dar de ce? Ar zice aia cu masca pe față, cu scutul lângă ei, cu tunurile, cu tancurile, cu portavioanele. De ce să ne oprim 2 minute? Păi, v-aș da câte o... Uite, aveți aici câte o prăjiturică, câte o... E specific elvețiană. Uite, și mă mai dăm și un cârnăcior. Cam ăsta e PMP-ul. Că toată lupta asta, toată cocleala asta de politică, tot ce s-a întâmplat până acum, tu pretinzând că vrei să fii altceva, tu vii cu nimicul ăsta. Este ceva absolut aiuritor. Celelalte partide bune merg în continuare pe uzura timpului. PSD-ul pe rezultatele ticăloșite, celelalte partide fără idei merg mai departe, turează precum mașinile alea de povesteam din armată. Sunt de 50 de ani acolo, ce vrei să mai facă nou? Ce să-ți aducă nou? Ce să mai aștepți de la un PRM, de exemplu? Sigur că el merge pe aceeași idee, sau PPDD-ul, ce să-ți aducă ăștia? Mă, dar tu când vii cu un partid nou, tu când ai văzut, ai fost observatorul vieții politice din toți anii ăștia, astea sunt concluziile la care ajungi tu? Păi este o apă din aia ușor îndulcită pe care o bei și nu simți nimic. Asta îți propune cel mai nou și mai democrat și mai iscusit partid. Ce să facă oamenii ăștia? Uitați-vă puțin la ei. Au ăștia un discurs care să meargă într-o parte? Pe aici este singurul partid despre care nici nu poți să spui clar. E de stânga, e de dreapta, e de centru. Probabil că nici nu există. Ce e în afară de tabloul lui Traian Băsescu pe care îl duc pe un coșciug, exact cum vedem la sărbătorile alea de la țară, nu știu dacă e nuntă sau mormântare, cum era și în nunta Zamfirei, da? Te duci cu coșciugul ăla, cu tabloul lui Băsescu deasupra și e suficient. Deci dacă avea umor, da? Și erau niște oameni extrem de inteligenți, asta ar și fi făcut. L-ar fi prezentat pe Traian Băsescu într-un tablou și din când în când apăreau ca mapeții. Un cap într-o parte a lui Băsescu, un cap în cealaltă. De nu știai unde. Op, un cap deasupra, un cap de desubt. Fără să zică nimic. Doar clizindu-se. Și tot ar fi făcut 7, 9, 11%. Pentru că e firesc, da? Sunt unii oameni care în ăștia 10 ani de mandat al lui Traian Băsescu au devenit fanii lui Traian Băsescu. Ca peste tot în lume. Am avut și fani Ion Iliescu. Am avut chiar și fani Emil Constantinescu. Ba chiar fani Victor Ciorbea. La un moment dat îl votea lumea și pe Ciorbea. Am avut fan Radu Vasile, spre care am aflat că a fost un om excepțional abia când a murit. Am avut fani peste tot, să știți de ce n-ar fi unii fanii lui Traian Băsescu. Să zicem cei din PMP. Ei așa și par, să știți. Parcă sunt rudele lui Traian Băsescu. Am găsit Traian Băsescu niște prieteni de școală, s-a mai întâlnit cu niște prieteni de pe vapor, s-a mai întâlnit cu niște prieteni de pe faleza de la Constanța, așa mai amintit el, bă, stai că am fost o dată cu nevastă mea în județul Harghita. Mai am niște prieteni pe acolo, pe la hotel, am mai semnat niște autografe, m-a întâlnit toată unul pe la Crucea de pe Caraiman, mă, parcă am mai fost toată și prin Oltenia. Ia să vedem, mai am niște amici pe acolo, așa arată PMP-ul. Să faci un partid din asta, mă. Niciunul dintre ei nu poate să răspundă la nicio întrebare dacă ea n-are legătură cu Traian Băsescu. Da? Ce politică să face? Ce campanie electorală? Ce ne interesează? În afară de mincinosul ăsta care va candida la prezidențiale și pentru care ai de ce să lupți,
Da? Ăsta este chiar un motiv pentru care poți să lupți. Cum o facem noi, de exemplu. Să încercăm să-i dăm ăstuia în cap cu toate mijloacele pe care le avem la dispoziție. Victor Ponta. Da? Ăsta chiar că este un cetățean care merită distrus din punct de vedere politic. Asta ar fi o miză. Europarlamentarele, ce miză să fie? Ce mă interesează pe mine că PMP-ul duce 3 oameni sau duce 2 la Europarlament, la Bruxelles sau la Strasburg? Ce mă interesează pe mine chestiunea asta? Va avea asupra țării vreo răsfrângere când ei nu sunt în stare aici să răspundă la două întrebări? Sigur că ei își propun, ok. Sigur că au discursul oficial, sigur că speră, sigur că se cred frumoși, sigur că se cred inteligenți, dar e normal, nu poți să vii și să spui, n-avem nicio șansă. Noi dacă Traian Băsescu n-ar fi, noi n-am exista. Sau suntem ultimii oameni. Nu, sigur că trebuie să-și ambaleze și ei cumva acest, dar va fi un kicks oricum. Poți să obțină și 20%, nu să schimbă nimic. Nu cumva să credeți că există vreo speranță. N-a venit încă momentul. Da? Poate că o să vină vreodată, chiar mă gândeam acum într-una din zile, oare cum o arăta totuși generația 40, adică celor de 40 de ani, dintre cei care astăzi sunt la grădiniță. Oare cum o arăta eșichierul politic în România, după ce nu mai fi Orcan, analist TV, de exemplu, da? După ce Ion Iliescu va dispărea definitiv. Deci, luați-i pe ăștia pe care îi vedeți astăzi că merg în patru labe. Ei, când vor ajunge la 40 de ani, poate să existe o speranță. Și când doamnele de bine din politica românească de astăzi vor avea vârsta lui Jean Calment, da? Atunci poate că politica va fi interesantă. E o speranță. Însă va fi foarte târziu. Pentru noi vom avea în jur de 80 de ani. Nu știu dacă mai merită, nu știu, dar dacă vom mai prinde momentele astea, să știți că va fi destul de spectaculos să vedem. Nu e o generație neapărat de mare speranță, dar în orice caz e clar că noul este absolut acolo. Adică să fii născut în 2010, să fii născut în 2012, să fii născut aici în 2014, mi se pare excepțional. Deci generația 2010, când va ajunge să aibă 40 de ani și se va fi răsculat tot așa după o campanie a PSD-ului din vremea respectivă nereușită, e atunci poate că noi o să am un pic de grijă și un pic de încredere și o să mă duc așa cu mâna tremurândă să încerc să pun ștampila, măcar dacă nu pe ei, măcar undeva pe buletinul de vot. Adică să nu-mi tremure atât de tare încât în momentul când ajung la vot să o pun pe delături. Măcar să o pun undeva. E, da? V-aș da întâlnire, cum spunea Patrick Bruel în cântecul ăla lui cu Rendez-vous dans 10 ans. Așa, même lieu, même endroit. O să vă dau o întâlnire peste 40 de ani. E atunci politica, într-adevăr, cu ăștia pe care îi vedem astăzi pe stradă, să-i salutați, să le vorbiți cu dumneavoastră. Când vedeți un copilaj de ăsta de 1, 2, 3 ani, sau o mămică cu o burtică așa mai proeminentă, să-i spuneți să rămână. Nu femeii, burticii. Sau respectiv ăluia care plânge în fundul gol la groapa cu nisip. Sau ăla care se împiedică de roata de la cărucior și cade în cap. Ălora poate să le... un pic de interes și de importanță să le acordăm lor. Și să râdem discret, fiecare cum știe, de clasa politică de până peste 40 de ani. Că în orice caz nu ne va duce absolut nicăieri. Vreau să văd și eu mintea de pe urmă a politicienilor la 80 de ani. Vreau să-i văd pe oamenii de 40 de astăzi, care vor fi răpciugile de peste 40 de ani, da? Amărâți peste 40 de ani cu pensia vai de mama lor, sau unii dintre ei dați afară din case, de copii, de rude, de nu știu ce, din vilele în care să vor fi lăfăit încă vreo 35 de ani, să-i vedem ce opinii vor avea și cum vor vedea ei România la cât? La vreo 65 de ani de la Revoluție. Cam așa. Cum o vor vedea ei? Cei care au pus osul la mersul în șanț al acestei națiuni, dar poate totuși cu mintea de pe urmă, insist, pe termenul ăsta, la 80 de ani să vină vreunul dintre ăsta și să ne spună am greșit. Iliescu să fie mort de vreo 40 de ani, adică asta e ideea. Să vină unul din ăsta și să ne spună s-au făcut greșeli. Și un băiețel ăsta care astăzi are 8 luni, să vină și să-i dea o palmă bătrânului, să spună moșule sau bacii acolo la ei,
Să știi că bătrânețea nu e o virtute. Da? Hai că mai avem timp să mai vorbim. Peste 40 de ani vă dau întâlnire și o să facem un bilanț al societății românești de după Revoluție. Mircea Gioană, tată, până una alta. Spuneam, omul ăsta m-a intrigat de mult. De când îl tot aud cum vorbește în off despre PSD și despre caracterul lor. Am văzut și în clipulețul ăla postat pe YouTube cum îl făcea pe Victor Ponta. Vedeți, când omul vorbește la supărare sau într-un context care îl poate avantaja, câtă dreptate are. Un om lipsit de caracter, îi spune. Un mic tiran. Un om care căruia îi se urcase la cap, care se credea Dumnezeu. Dacă ar fi avut un pic de cultură Victor Ponta, ar fi rostit celebra frază pe care a preluat-o Pap Diouf de la Ludovic, că îl țineți minte, când la 2 săptămâni înainte să moară patronul lui, Robert lui Dreyfus, la vila din Elveția, Pap Diouf i-ar fi spus așa: Luem simua! El era salariat. Sigur, era președintele clubului. Da, îi se urcase așa de tare la cap, încât avea impresia că el conduce. Și ăla muribund, fiind, avea leucemie. Mai trăi 2 săptămâni de la întrevederea asta de care vă povestesc. L-a dat afară atunci. I-a zis, te poți întoarce cu avionul meu, dacă nu ajungi la Marseille, du-te direct acasă, că nu mai ești președinte. Te-am destituit acum. Asta a apucat să-i spună. Victor Ponta, probabil că atunci când Mircea Gioană înregistra pentru YouTube filmulețul respectiv, s-o fi lăudat în stânga și în dreapta, rupându-și hainele și nasturii de pe el, bă, PSD-ul sunt eu, mă. Îngoată spun, dacă ar fi avut, stați că trebuie să încântăresc un pic cuvântul aici, ar fi avut o rezonanță politică, o încărcătură, dacă putea să îmbrace vreodată haina unui șef. Da? Dacă îl cuprindea cu adevărat funcția asta. Însă nu s-a ridicat niciodată până la rangul ăsta. Era fost un... La ei tot așa sunt termenii. Baroni, jupâni. Am mai ajutat noi și cu nababi ăla. Nu, niciunul niciodată n-a fost un adevărat titulescu. Să spun așa, și cu substantiv comun. N-a fost niciodată niciunul dintre ei. Pentru că dacă ar fi ajuns la un nivel dintre ăsta, chiar să fie... E un pericol, sigur, Victor Ponta, dar... E o stârpitură. Adică la nivelul politicii, lamentabil, nu va fi niciodată un nume în politică. Sunt și dictatori care, într-adevăr, au schimbat cursul istoriei. El este un tiran, dar deci gheab. Ok? Dacă ar fi fost un mare tiran, putea să dea România încă unul. Uite cum a fost, de exemplu, Neanicu. Într-adevăr, avea o cultură chiar sub al lui Victor Ponta și o pregătire. Dar a ajuns, până la urmă, la niște dimensiuni de adevărat tiran. Istoria îl reține la acest capitol. Victor Ponta ar fi putut, strângându-și nasturii aia care mai rămâneau după criza aia de isterie pe el, așa, îl cuprinde, că el este tras prin inel, îl cuprindea asta, cu strângându-și așa și pălmuindu-l pe Mircea Gioană, care se afla în genunchi lângă el, să spună chestia asta. PSD sunt eu. Într-un moment ăsta de nebunie, sigur, atunci aia baronii, jupânii să se întrunească, vorbească cu mâna la gură, să spună cum ar fi trebuit să facă și comuniștii lui Dej atunci, haideți să terminăm cu ăsta. Da? Haideți să terminăm cu el, că nu mai a luat o razna Victor Ponta, el nu mai știe cine a fost sau de ce l-am pus noi în această funcție. Nu, însă nu cred că este cuprins totuși de o asemenea nebunie. Dar poate cine știe dacă va deveni președintele României așa cum îi prevăd sondajele, să ajungem și acolo. Rămân un pic la Mircea Gioană, pentru că mă preocupă starea asta de fățărnicie ultimă. Deci, mai fățarnic și mai ipocrit decât Mircea Gioană, n-ai cum să fii. Deci, l-am auzit eu cu gura mea când a spus atunci când l-au dat afară din PSD că este un partid de mafioți, un partid de nenorociți, un partid de potlogari, un partid de neisprăviți, că fură, că nu știu ce. L-am auzit cu gura mea spunând despre Victor Ponta că este un tiran, că e un mincinos, că e un om periculos. Și fiți atenți acum ce spune. Este pur și simplu jalnic că într-un moment ca acesta, adică o campanie electorală de o asemenea amploare, de o extremă importanță pentru România și pentru Uniunea Europeană, să nu găsim la nivel politic și de opinie publică temele care frământă Europa. Adică el le-a găsit, dar este stupefiat că restul națiunii nu reușește să îi se alăture.
Este vorba de imigrație, de șomaj, este vorba de Europa care nu-și găsește un răspuns omogen privind marea provocare la care Federația Rusă ne supune. Nu este vina candidaților, deși chiar și ei trebuia să facă mai mult. Ei sunt niște actori într-o scenetă politică în care un președinte iese cu steaguri în spate, cu mesaje cu violență verbală, cu o calitate atât de scăzută a limbajului. Sunt de vină și cei care intră în jocul lui, care îl avantajează. Jocul, a fi spus Neaimi. Fie o face din disperare, folosind ultimele cartușe, ultima brumă de putere politică. E numai ultimele cartușe le-a tras atunci cu tine. Fostul președinte pentru o noapte, fraților, să nu uităm lucrul ăsta, a subliniat. Românii nu vin la vot spunând nu merită să-mi pierd timpul cu unii care și-așa merg la Bruxelles și fac nimic pentru noi. Uite ce spuneam eu înainte. Românii au văzut europarlamentarii români certându-se ca la ușa cortului, cu un limbaj de mahala, ceea ce i-a făcut să-i considere inutili în ceea ce înseamnă reprezentarea problemelor românilor la Bruxelles. Păi nu, te-a auzit pe tine, mă. Dacă nu te-a auzit, eu te le spun eu acum. Cine ești tu? Mă, când spui chestiile astea despre colegii tăi, sigur, reale, absolut adevărate, asta spunem și noi despre PSD. Le știm, fără să fie chestiile probate în justiție. Și fără să fie exista Mircea Joană. Aș fi avut același discurs, că doar nu l-am așteptat pe Joană ca să spun toate lucrurile astea. Nu? Dar odată ce ai spus asemenea lucruri despre PSD, nu mai poți să vii și să pretinzi că alții au un limbaj de mahala și că tu ai dreptate. Pentru că nu mai departe de ieri sau alaltă, vă citeam tot așa din Mircea Joană, un citat, un text, în care el spunea, toți politicienii adevărați cred că ei sunt cei din tâi. Nu fac excepție. Eu cred că aș putea să câștig alegerile prezidențiale, dar dacă va candida Victor Ponta, voi face tot ce pot ca să-l ajut. Deci, atenție la nuanță, el va câștiga sigur. Victor Ponta, nu evident, dar dacă el va fi în spatele lui Victor Ponta, adică partidul îl va numi în slujba lui Ponta, el îl va ajuta pe Victor Ponta să câștige. După ce l-a făcut albie de porci în atâtea rânduri. Astea sunt doar două chestiuni pe care le-am dibuit. Eu nu știu ce face Mircea Joană în zilele lui libere sau când se duce cu cei dragi la munte, rahatul ăsta de munte românesc. Nu știu ce face. Imaginez însă că albie de porci îl face pe Victor Ponta. N-am de ce să mă îndoiesc dacă el și-a manifestat deja dezaprobarea public în două sau trei rânduri față de el. E, un om ca ăsta vrea să ajungă președintele României sau dacă nu va ajunge, își va ajuta adversarul, practic. Nu e prieten, e un adversar, Victor Ponta, seama acasă la Joană. Dacă Victor Ponta va ajunge președinte, și mai tânăr, și mai înalt, da? Și mai glumeț, și mai cu priză la muieri, ce-i va face lui dragostea vieții lui? Îi va spune la omul, păi mă, nenorocitule, am stat cu tine 10 ani, în ultimii 10 ani vorbesc, ca să-l văd pe Victor Ponta ieșind președinte. Păi tu n-ai fost în stare să uite că a ajuns Victor Ponta președinte. Păi tu mi l-ai demontat pe ăsta că de când te știu nu faci altceva decât să-i dai în cap lui Ponta. Și uite că a ajuns președinte. Tu de ce n-ai fost în stare, mă? E bine că nu suntem Mircea Joană, așa-i? Să n-ajungem în situația să trebuiască să-i răspundem Mihaelei Joană la un astfel de atac. E mai bine. Bun, haideți să trecem un pic la prietenul nostru Kelemen Hunor, care vrea ca Uniunea Europeană să se implice un pic mai mult în protejarea minorităților, dar sigur, el fiind ungur și manevrând limba românească cam cum manevrez eu islandeza, a dat un bară cu explicația. Când vor fi luate deciziile, e bine să fim acolo și să explicăm tuturor partenerilor noștri, noștri cu 3 de I, că în momentul în care tu te ocupi de un porc, cum adică să tai porcul de Crăciun, să nu sufere mult animalul, că e un lucru important, când te preocupă curbura castravetelui, cum ajunge pe piață, e bine să ai preocupare intensă și pentru 50 de milioane de oameni,
care reprezintă o comunitate etnică lingvistică, de unde o fi 50 de milioane. Care 50 de milioane? Ungaria are 10 ungari, nu au 50 de milioane. De unde 50 de milioane? În fine. Omul trebuie să fie la fel de important ca porcul, ca albinele, a spus marele președinte al UDMR. Habar n-am unde vrea să ajungă. Bun, asta cu tăiatul porcului de Crăciun presupun că l-o fi enervat faptul că maică-sa, bunică-sa, străbunică-sa, ce știu ce rude o mai avea, nu mai sunt lăsate să taie porcul ca pe timpuri. Altceva, la nivelul lui, lui mai trebuie porc tăiat, păi nu, și-l ia de la Budapesta direct în magazin, sau nu îl aduce cineva pe sub mână, cum se întâmplă la orice partid, nu știu ce îl deranjează chestiunea asta, sau prin Harghita și Covazna nu mai poate aia să se încălzească în curte, că la ei sunt minus 150 de grade iarna, când taie porcul, și probabil i-o fi făcut unul observație. Lui, când mai tăiem porcul, mai? Când mai dăm la tine, mai? Una oară! Nu mai dăm nimic, dacă nu vei să ajut să tăiem porcul. Așa și a ajuns la concluzia că omul trebuie să fie la fel de important ca și porcul. Păcat că nu știau ăștia de la protecția animalelor, porcii ăștia, că oamenii, da, ar trebui să fie și ei la fel de importanți ca și javrele lor. Nu țineți minte cum o tot trăgeau numai cu javrele, numai cu javrele? Așa o să ajungă și Kelemen Hunor acum, să-mi pună în porcul mai presus decât om. Asta cu albinele, cred că a dat-o așa ca să dea și el un exemplu, nu i-a venit altceva. Este senzațională chestiunea asta, bă. Da, cu albinele, în fine. Deci, eu cred că pe undeva, omul când n-are idei, își bate cuie în cap. Este un vechi proverb chinezesc. Nu văd la ce se referă. Ăsta e ci că e un politic important în România. Să avem grijă de oameni, măcar cum avem grijă și de porc, sau invers. N-ar trebui porcul să fie mai important decât oameni. Nu știu exact ce am vrut să spună, dar totuși este un om politic care cere ca această țară să se schimbe din temelie. Adică el, pe scurt, el vrea tot autonomie, dacă n-ați înțeles. Porcul, albinele astea, tăiatul porcului, el vrea autonomie. 50 de milioane, comunitate lingvistică, numai 200 de milioane, care 50. Rotund 200 de milioane. Nu? Aveți și voi populația Statelor Unite, 300 de milioane americanii, voi sunteți 200 de milioane. Ce să mai tot lungim? Foarte bună. Bună și asta cu taromul, mai avem câteva minute doar așa ca să o spicuim, nu-i nicio problemă. Stați liniștiți, dar explicația mi-a plăcut. Am văzut-o și eu la televizor. O cursă București-Sibiu cu taromul costă cât un zbor până în Thailanda. Și e adevărat, pentru că avionul merge de la București la Viena, face escală la Viena, unde pasagerii așteaptă 4 ceasuri, după care de la Viena se duce la Sibiu. Așa consideră taromul că sunt rentabile cursele în România. Mă, și v-am spus de atâtea ori că sunt cea mai proastă companie aeriană din lume, dar proastă aici. Știți care e explicația lor? Ci că prețul, că lumea a sărit, domnule, și l-am văzut și eu pe unul în interviul ăla de la Pro TV. Zice, domne, e foarte scump, zice ăla, sunt mai scumpe zborurile interne decât zborurile peste ocean. Bun, trebuia să ofere tarom o explicație. Știți ce au spus? Taxele de aeroport. Care taxe? Și de operare. Care taxe, Dumnezeule? Ce, faptul că ajungi la Viena, că o singură escală? Păi da, și până în Thailanda faci o escală, nu? Faci o escală, te duci cu Qatar Airways, te duci la Doha, și de la Doha te duci la Bangkok. Dacă mă duc la, nu știu unde să zic, la Lisabona, da? Fac escală, mă duc peste München și mă duc acolo, mă duc la Helsinki, fac escală în Germania. Aproape toate cursele din lume sunt cu escală. 90% dintre cursele internaționale, nu interne, sunt cu escală. Da? Asta nu înseamnă că taxele de aeroport sunt imposibile. Și dacă faci o escală la Viena, ce? Eu îi demonstrez acum că dacă mă duc la Edinburgh, în Scoția, sau la Reykjavik, în Islanda, adică în unele dintre cele mai îndepărtate puncte de România, și fac o escală undeva, prețul nu e mai mare de 300 de euro. Da? Ce importanță? Cum să plătesc 800 de euro când mă duc până la Sibiu? Ăsta este tarom. Asta este România. Păi mă, vă dau și eu la gâgă, ca prostul ăla de rus care îi întreba pe vremă pe francezi.
Că dacă el are dolari, ce face? Cum face afaceri cu rușii? Și el a zis, păi da, nu, dar schimbi în ruble. Ah, nu se gândise negru. Așa și aici, păi bă, dacă e așa de scump să te duci peste Viena, de ce nu faci scală la Târgu Mureș? Și te duci după aia la Sibiu. Tot așa de mari sunt taxele de operare? Sau faci scală la Baia Mare? Sau te duci direct la Sibiu? De ce trebuie să te duci peste Viena? Că nu înțeleg. Ei vor spune că da, ca să deservească și Viena. Bă, dacă tu ca și compania aeriană nu poți să asiguri un drum la Viena sau la Sibiu, în condiții decente, ai închis, tată. Așa ceva nu există nicăieri în lume. Și căci cum eu aș sta, să zicem, în Nisa și aș vrea să mă duc pe la Paris via Madrid. Da? Adică m-aș duce de la Nisa la Madrid și de la Madrid m-ar duce eu la Paris. Unde mai există așa? N-am auzit așa ceva în viața mea. Decât poate cu slovacii sau cu țări dintre astea care nu au aeroporturi sau n-au companii aeriene. Slovacia multă vreme n-a avut nici măcar un aeroport. N-avea companie europeană, n-avea companie aeriană niciun fel. Au făcut francezii un low cost odată pentru ei. Acum nu știu dacă au momentul de față. La un moment dat nu aveau. Hai, la ei aș înțelege, tată. Dar la noi să vii cu asemenea tâmpenie într-o țară ca România, unde știm că toate sunt cu fundul în sus. Dar omul este un TVR un pic mai arogant. Deci ăsta este, bă, tată. Te înjură în avion dacă trebuie să stai cu picioarele sub tine, că dacă nu-ți dai aia cu rigla peste picior, dacă un pic îți ajunge pe culoare așa. Ăștia sunt. Ce nesimțiți, bă! Bă, deci după chestia asta difuzată, încă o dată spun, la știrile Pro TV, am văzut-o seara, eu ca stat român aș fi luat măsură imediat, dădeam afară pe ăla a doua zi. Hai să zicem că asta a fost seara, la 7:30. A doua zi îl dădeam afară pe ăla care a conceput această idee. Da? Cum Dumnezeu să-ți permiți așa ceva, mă? Adică trăim în secolul 21 și ca să te duci de la București la Sibiu, tu faci cât face cu totul cursa asta? 7 ore. Drumul până la Sibiu este undeva la 40 de minute. Asta, un avion serios face 20 de minute până la Sibiu. 20 de minute face un Airbus A320 București-Sibiu pe ceas, dacă nu se oprește la Sibiu. Da? Deci dacă, de exemplu, mergi cu el până la Hamburg, să zicem, da? Ajunge deasupra Sibiului, după ce a decolat de pe Otopeni, la 20 de minute. Da? Sigur că dacă el oprește la Sibiu, cu toate pregătirile de aterizare, face 40 de minute. E, în România, în secolul 21, se ajunge după 7 ore. Pentru că asta este compania. De ce mai țineți, mă, compania asta? La ce ne folosește? Chiar că nu înțeleg. Și asta este numai una din milioanele de anomalii care se întâmplă la acest sac fără fund, care a tocat la bani fără să aibă nicio strategie. Este rușinea Europei în măsură de aviație. Este rușinea Europei. Mai departe. Bun, ajungem la asta, iarăși mi-a plăcut ca o povestioară. Mihaela Bodonea, un nume predestinat așa de telenovelă, președinta Partidului Verde Bihor. Se gândește așa la împăratul roș, la jumătate din împărăția lui, da, pentru că este acuzată de șpagă, că ar fi cerut, a luat șpagă, 6.500 de euro pentru a ceda, fiți atenți ce termeni locali sunt ăștia, a ceda Partidului Dreptății Sociale, adică nimeni, 192 de locuri în comisiile de supraveghere de la secțiile de votare. Deci cu asta se ocupa doamna Bodonea în județul Bihor. A fost reținută pentru 24 de ore. Se mai spune așa că a pretins și a acceptat suma de 11.010 euro, că mai da și o bagnotă de aia, cărămizie așa de 10 euro, de la un denunțător, reprezentant al unui partid politic filiala Bihor. Inculpata Bodonea Mihaela Florentina a primit efectiv de la martorul denunțător suma de 6.500 de euro, în schimb 192 de locuri de membru în comisii de supraveghere a unor secții de votare de pe raza județului Bihor. Deci să înțeleg că dacă doamna era din Laos, să târguia pe crevete. E clar, da? Pentru că este din Bihor și probabil își făcea cumpărăturile peste graniță, 6.500 de euro. Dar a și acceptat suma de 11.010 de la un denunțător. A acceptat, a fost de acord și cu asta.
Bă, pentru locuri de supraveghetor, ce ne mai mirăm de ăla, mă, cu pui? Da? Tonele de pui. Și să ne mai mirăm, mă, de fenechiu că făcea bișniță cu râșniță de cafea și cu filme video și cu... Ce să ne mirăm, mă, de ăștia? Da? Deci ea pentru locuri de supraveghere, sigur că e importante, evident, stăteai acolo și supravegheai, nu? Așa cum îi spune și titlul, secțiile de votare, evident, evident, secțiile din votare, de votare din județul Bihor, adică furai. Bineînțeles că tu de-aia îți cumpărai locurile astea, Dumnezeule. Doar nu-i dădeai lui Bodonea 6500 de euro ca să stai așa în secțiile de votare și să te uiți așa. Precum corbul ăla din Veronica, înainte să-i scape cașcavalul. Nu! Tu dădeai banii ăștia ca să furi. Bineînțeles, ca să furi. Păi asta-i domnul Dragnea. Peste tot, uitați că și la Bihor oamenii știu. Da? Foarte interesant cum o învăța, mă, peste tot în țară. Oare cum o fi, mă, la alte? Eu zic că la alte secții de votare din țară, la toate celelalte secții, în afară de nenorocita asta de secție din Bihor, nu se întâmplă nimic la alegeri. Suntem de acord, da? Nu este nicio șansă, să zicem, la o secție din Huș, de exemplu, sau din Anina. Nu există nicio șansă, evident, să fie vreo șmecherie, cineva să fi încercat... Nu-mi dai și mie câteva... Nu-ți dau și nici nu mă lași pe mine să fură, să vin și eu cu o urnă de acasă. Mi-am adus din străinătate o urnă să... Nu, no. Bineînțeles că... Peste tot oamenii stau cu minți și numără voturile, uite așa. Nu? Oi? Așa. Până la sfârșit. Nu, nu fură nimeni, stați liniștiți. Mai demascăm și noi din gând în vorba lui Neanicu. Nu există pădure fără uscături. Și aplaudau aia publicitate, fraților. Dragi prieteni, am deschis acest rapid și sănătos, că tot vin alegerile și trebuie să fim cu mațul plin, mai ales că pe 21 Biserica Ortodoxă îl scoate pe Brâncoveanu pe uliță. Mă, oasele! Scuici Saint-Jacques cu portocale. Asta, tată, în sectorul 2, la Unțanu, acolo. Când ai, bă, Unțanule, și tu niște scuici cu portocale? Bun. Sunt două pachete bestseller, dar cealaltă cred că mi-a căzut pe undeva pe sub masă, că erau niște rețete de... mă apucă, într-adevăr, isteria dacă le citesc. Asasin și asasinate se numește cealaltă și asta este cu haleală. De la Robespierre, Napoleon și Dante până la scoicile pe care le dă sau nu le dă Onțanu. E bine, ca să avem cu Vestul Sălbatic pe prima pagină, e frumoasă bula, trebuie să vă citesc. Băi, față palidă, zice Băsescu, să nu crezi ce spune Pocahontas ăsta, că nu e piele roșie din născare, el e roșu ca orientare. Ce pana mea! A? Dar cred că nu zice Pocahontas. Pontahontas, mă scuzați. Asta e, dacă nu sunt familiare numele astea, de unde să le știu? E bine, în evenimentul zilei sunt două pagini la interior în care ziarul se dezlănțuie pur și simplu la adresa CNA-ului. Aici e primarul sectorului 3, Negoiță. Aici Laura Georgescu și detaliat toți membrii CNA-ului care practic au devenit, iată, apărătorii antenei 3 pe șleau. Da? Și, mă rog, ziarul încearcă să dezmembreze această caracatiță. Vom vedea dacă o reuși. Pe mâine seară, da? Mâine după Robert Turcescu.